A fost alertă în zona montană a județului Gorj. Meteorologii au emis un cod roșu de viscol pentru zona Rânca. Iar drumarii gorjeni au fost nevoiți să intervină toată noaptea pe drumul național 67C Novaci-Rânca, iar vizibilitatea a fost extrem de redusă din cauza viscolului puternic. A fost împrăștiată o cantitate de 80 de tone de material antiderapant și s-a acționat cu 8 utilaje. Drumarii au depus eforturi pentru a asigura o cale de comunicare cu stațiunea în cazul în care apar probleme medicale sau incendii, pentru a se putea interveni. Acțiunea a fost îngreunată datorită mașinilor parcate în stațiunea Rânca neregulamentar și fiecare a parcat cum a vrut. Dar, vă repet, nu a fost drumul blocat. Puteam să-l, după normativele noastre, la cod roșu și la vizibilitate zero, puteam să oprim circulația și să fie intervenit dimineața. Dar, ținând cont că stațiunea era plină de turiști, mi-am gândit că, Doamne ferește, poate era nevoie de pompieri, de salvare, să ajungă în stațiune, așa că toată noaptea s-a acționat și drumul nu a fost blocat. S-a intervenit cu 8 utilaje și a fost împrăștiată o cantitate de 80 de tone de material antiderapant. S-a acționat toată noaptea, s-a circulat în condiții de iarnă, deci n-a fost drum blocat, nu nimic. Ați intervenit cu câte utilaje și ce cantitate de material antiderapant ați împrăștiat? 8 utilaje și în jur de 80 de tone de material antiderapant. Ninge și la această oră în zona montană Rânca, însă drumul este curățat și se circulă în condiții normale.